Două persoane recent întoarse din China se află în carantină la domiciliu în municipiul Călăraș ca măsură de prevenire a răspândirii coronavirusului. Acestea au intrat în țară în data de 31 ianuarie și vor sta izolați la domiciliu până pe data de 13 februarie. Reprezentanții DSP Călăraș monitorizează zilnic starea de sănătate a celor două persoane, însă acestea nu prezintă semne clinice de boală. La nivelul județului Călăraș, aveți înregistrate persoane care în ultima perioadă s-au întors din China? Avem înregistrate două persoane, s-au întors pe data de 31 ianuarie, dânsii s-au prezentat la Matei Balș, nu prezintă semnele clinice de coronavirus, de gripă. S-au impus anumite măsuri? Da, sunt la domiciliu, stau în carantină, joi expiră carantină. Zilnic sunt monitorizați de noi, de DSP, nu prezintă semnele clinice. Uh-huh.